într-un moment de mare căutare, am dat peste un anunț trivial în internet, unde cineva propunea o rețetă pentru durere. Și pentru că așa a avut Dumnezeu, că aveam foarte multe și mă dezvăța să mă vorbi, a zâmbi, probabil și a comunica, și eram ca un mecanism foarte bine pus la punct, am venit după rețetă. Și am regăsit-o aici pe Ludmila. Și alături de Ludmila, foarte multă lume bună, care m-a inspirat prin însăși faptul că aveau curajul să rămână așa cum sunt ei, chiar dacă atunci afară ploua, era toamnă, era destul de rece, chiar dacă lumea era frământată de foarte multe probleme din societate, chiar dacă societatea noastră era dispersată între ai noștri și ai voștri și cu regret a rămas, chiar dacă intuiția spunea să optez pentru ceva, realitatea cerea altceva, mă bucur că necazul meu, este foarte ciudat să spun, da, așa ai, m-a dus la dumneavoastră în bibliotecă. Am găsit un spațiu cu foarte multă lumină, aer, deschidere, cu foarte mulți oameni care împrumută exact calitățile ăștia. Sunt deschiși, sunt până la ciudat de sincer, pot asculta, dar și auzi, și ce este foarte important, pot răspunde la întrebări. Eu am pierdut capacitatea de a mai aștepta răspunsuri la unele întrebări și aici le-am găsit. Deci îmi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin intermediul lumii m-a dus la dumneavoastră. Doi, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că, iarăși așa, a vrut soarta ca în familia mea să fie doar profesori. La Politehnică, la școală, la liceu, unde vreți, dar doar profesori. Și respectiv în mediul nostru de prieteni erau doar profesori și medici. Eu nu am avut alt gen de comunicare și de asta cred că și vorbesc foarte mult, pentru că eu m-am învârtit doar între profesori, tot timpul. Mulțumită bibliotecii BTHD, mulțumită Svetlanii, mulțumită evenimentul, am cunoscut foarte multă din lumii din alt domeniu. Și mi-am dat seama că oamenii ăștia ca și mine, nu doar vorbesc, dar spun ceea ce simt, nu doar comunică, dar încearcă să spună în cuvinte ceea ce-i deranjează alții pentru că au dat răspunsul și nu doar prezintă un etalon a unui succes, dar trăiesc succesul ăsta prin prisma a ceea ce a precedat. Uneori și probleme, uneori și necazuri, ca în situația mea. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit în familia dumneavoastră așa de mare. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit șansa să vă ascult foarte mult din dumneavoastră și să găsesc răspunsuri la întrebări. Și în ultimul rând vă mulțumesc pentru faptul că aveți răbdare atunci când eu vorbesc nespus de mult și în internet și în realitate. Mulțumesc mult! Eu nu am știut pentru cine, că așa a spus Svetlana, că nu știu. Dar eu am adus, am decis, și eu cred că potrivit, unul din cele mai bune dicționare financiare, așa, dicționarul respectiv, și ținând cont că eu, să vă spun ce am învățat, am vorbit ce am realizat ultimul an, eu vreau să vă zic ultima mea pățanie. M-am dus la Strasburg la câteva expoziții și întâlniri europene și mi s-a pierdut în drum bagajul. Și am ajuns eu, nu la Strasburg, la Bruxelles, în Parlamentul European, ajung la Bruxelles, bagajul nu este. S-a găsit alaltă ieri, deja când am venit de la Bruxelles. De asta, ca o umbră, la dicționarul, în orice situație trebuie să ai. Să vă dați bravo! Și vreau să mai zic că dumneai este profesoarea băiatului meu. Da, este. Așa?